Și discutăm despre această protestă chiar acum cu analistul Radu Soviani. Bun găsit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Riscăm să nu mai înțelegem foarte bine despre ce este vorba și să nu înțeleagă nici cei care ne urmăresc și care cu siguranță ar avea câteva puncte în comun cu acești protestatari, creșterea RCA, scumpirile. Sunt foarte multe nemulțumiri comune, dar deja nu știu dacă se mai înțelege foarte clar. Inițial s-a mers cu o listă de revendicări, după aceea au apărut și alte revendicări, au apărut și alți lideri care își spun părerea dintre protestatarii din diverse zone ale țării, oamenii care blochează circulația în Vama Siret, par a nu avea, dar de fapt au legătură între ele toate aceste lucruri. Ce să mai înțelegem din ele totuși? Și tocmai pentru a limita aceste riscuri, hai să le clarificăm, Irina. În primul rând, avem o parte de o reacție, din punctul meu de vedere, caragioasă. Dacă ne uităm pe de-o parte la ministrul agriculturii, care spune că cei care protestează la Afumați nu sunt fermieri, sunt protestatari. Nu, orice protestatar ar trebui să continue, domnul ministru al agriculturii, are ca hobby să-și mai cumpere 2-3 tractoare, zeci de mii de euro fiecare. Deci este caragios ministrul agriculturii. Pe de-o parte, caragios este și primul ministru Marcel Ciolacu atunci când spune că el nu este Ceaușescu ca să dea o ordonanță să plafoneze prețurile RCA. Păi exact asta a făcut anul trecut domnul Ciolacu cu domnul Ciucă. Știți că ei sunt ca două jumătăți de creier care împreună funcționează ca un creier întreg. Deci domniile lor exact asta au făcut anul trecut. Au plafonat prețurile RCA, dar au plafonat la un preț de cartel, la un preț ridicat al asigurărilor RCA, astfel încât inclusiv pentru transportatori, dar nu numai pentru transportatori, și pentru noi, persoane fizice sau juridice, prețul RCA s-au dublat sau chiar s-au triplat. Păi zice domnul Ciolacu că, domne, ASF este independentă. Păi bine, măi, domnule Ciolacu, ASF este independentă, dar după aia care au creat haosul din asigurări, tu i-ai mai lăsat încă un an și ceva ca să încaseze 16 salarii, astfel încât la supravegherea lor să se întâmple acest cartel pe piața asigurărilor. Pentru că hai să spunem foarte clar pentru toată lumea să înțeleagă foarte, foarte bine. Despre ce vorbim aici? Despre trei revendicări pe care, din păcate, protestatarii independenți, fermierii independenți le articulează mai puțin profesionist decât ar putea să o facă și este și vina lor pentru că ar fi putut să articuleze mai din timp. Ceea ce vedem pe piața RCA putea fi anticipat încă din urmă cu un an, când am avut eșecul de supraveghere, respectiv autoritatea care trebuia să supravegheze societățile de asigurare s-a ocupat să supravegheze prin neatingerea escrocheriilor care se întâmplau în piața asigurărilor. Vorbim despre City Insurance și despre Euroins, unde a existat o complicitate la ASF. Deci, domnul Ciolacu, când a girat conducerea ASF, care a stat de șase la escrocherile Euroins și City Insurance într-o primă etapă, iar pe de altă parte, în a doua etapă, a stat de șase la dublarea și triplarea prețurilor RCA, nu poate să spună că nu e Ceaușescu, pentru că fix ca Ceaușescu s-a comportat. Tot incompetenții din instituțiile de stat, i-a girat acolo să-și ia 12-16 salarii. Sigur că unii sunt rude, spre exemplu, secretarul general de la ASF este ginerele lui Paul Stănescu, baronet PSD, nu? Și alții și alții și alții, dar nu intrăm în aceste detalii. Deci toate aceste probleme sunt cauzate de guvernare. RCA-urile sunt cauzate de către guvernare pentru că nu a intervenit așa cum trebuia prin Parlament să demită la timp conducerea ASF, astfel încât să nu permită amplificarea efectului escrocheriilor de pe piața asigurărilor girate de către ASF. Asta a făcut guvernul, a girat escrocheriile pe care ASF la rândul lui le gira. 2. Ne uităm la dobânzile bancare. Păi dobânzile bancare, guvernul poate să înțeleagă foarte bine că problema unor dobânzi ridicate bancare ține de către Banca Națională a României. Acum vine băiatul ăsta de la agricultură care vine și spune, domne, nu sunt fermieri ăștia cu tractoare multe, știi? Știți, nu sunt fermieri, sunt protestatari. Păi cine ține ratele de dobândă ridicate în condițiile în care rata de inflație scade și scade? Nu pentru că cei de la Banca Națională au vreun merit sau vreun guvern are vreun merit, ci pentru că prețurile alimentelor pe plan internațional au scăzut, pentru că prețurile la energie pe plan internațional au scăzut și normal că se reflectă și într-o inflație ceva mai mică, dar oricum mult mai mare decât cea declarată de
de către Institutul Național de Statistică. Și Ungaria reduce ratele de dobândă, Cehia reduce ratele de dobândă, Polonia reduce ratele de dobândă, iar Banca Națională a României ține ridicate ratele de dobândă și costurile ridicate pentru populație, pentru persoanele fizice, pentru persoanele juridice, pentru fermier, pentru transportator, pentru toți. Deci, problema ratelor de dobândă ridicate este la îndemâna guvernului să atenționeze Banca Națională. Mă băieți, ce faceți acolo? Independenți, independenți, dați inflația scade, nu datorită meritelor voastre, toate dobânzile în regiune se duc în jos, iar noi le ținem în sus. Și cine profită? Păi evident că profită sistemul bancar, căruia unii din sistemul de supraveghere al băncilor le-au făcut o promisiune să le țină ratele de profitabilitate ridicate și de-aia țin și ratele de dobândă ridicate și prin urmare vin cu o soluție din asta de tip, scuzați-mi expresia, dar am văzut că și domnul Ciolacu este mai plastic așa, de tip șmenozeală, adică să subvenționăm de la bugetul de stat roborul și fermierii să plătească doar 1,95-2%, adică băncile să-și păstreze profitabilitatea intactă în condițiile menținerii unor rate de dobândă ridicate pentru populație, pentru fermier, pentru transportator, pentru toate companiile, pentru statul român în cele din urmă care se împrumută nesustenabil, dar băncile să-și facă profitul lor. Ok, da. Asta este politica guvernului României. Și apropo de...